Înainte să încep videoclipul ăsta, aș vrea să vă prezint un canal de fitness. Sunt niște fete care fac fitness, vă învață cum să fiți un pic mai activi, să faceți un pic de mișcare. Hai să vedem un videoclip. Do you want to learn the best workouts from the top bikini and fitness models? Well then check out Bikini Model Fitness. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, aveți în descriere un link către canalul lor și, bineînțeles, aveți și pe ecran în momentul de față o anotare. Eu recomand să mergeți să dați un subscribe dacă vă place și hai să începem videoclipul de azi. Salut și bine v-am găsit la The Forest. Astăzi e o zi foarte frumoasă, după cum vedeți. Vom încerca să construim niște chestii noi. Am văzut eu niște tutoriale cum poți să faci construcții din astea una peste alta și să faci tot felul de nebuni. Așa că vom încerca să facem alea. Dar să știți că v-am citit și comentariile și am văzut că mulți dintre voi mi-ați dat sfatul să mă uit sub vapor. Căci că acolo sub vapor ar fi un flare gun. Bineînțeles, flare gun-ul te ajută enorm împotriva canibalilor, așa că asta voi face cât de curând posibil. Vedeți de ce mi-am făcut eu baza pe plajă? Pentru că ai o tonă de valize și ții mâncare imediat. Că asta e faza, după ce-i dat load, tu nu mai ai nimic, nu mai ai... Că inventoriul îți dispare, știi? Și cum te spawnezi pe plajă, ai toate valizele astea la dispoziție. Bine, nu toate îți dau chestii folositoare. Unele îți dau mingile astea care nu te ajută deloc și care... să rostogolesc pe aici degeaba, dar... Unele îți dau snack-uri. Și, după cum vedeți, mie e destul de foame, așa că... Snack-urile mă vor ajuta. Așa. O valiză... What the fuck, asta e băguită. Dacă apeși de mai multe ori când ții o minge de aia, e foarte ciudat, apar mai multe deodată, așa, e foarte ciudată faza. Așa, ia să terminăm noi cu valizele astea și să vă arăt și despre ce e vorba cu construirea. Nu știu ce ne aveam, am deschis o tonă de valize și mi-arată că iau snack-uri din toate, totuși nu văd decât vreo 4 snack-uri aici, e destul de ridicol. Ar trebui să am mult mai multe decât am multe de față, dar nu știu ce naiba se întâmplă. Uite și o broască. Dar până la urmă nu m-am convins, adică poți să le omori, dar nu poți să le mănânci. De ce? Ar trebui să poți să le și mănânci. Adică nu știu, poți să mănânci țestoase? E o chestie de genul ăsta? Adică am văzut că lumea mănâncă de toate în ziua de azi. Tot felul de chestii ciudățenii și astea, dar... De testoase n-am auzit să mănânce lumea, nu știu, știți voi? Ar fi interesant totuși de aflat. Ia să vedem, avem 5 snack-uri. Și că suntem hungry, ia să mâncăm noi unul din ele. Și ia să mergem la vapor. Bă, dă-te mă din calea mea. Așa, la vapor aici. Totuși foarte interesant că set player-ul mi-a rămas în inventoriu. Deci mi-a dispărut tot inventoriul, dar că set player-ul încă mai e acolo. Cum funcționează asta? Adică, nu știi, foarte ciudat. Foarte, foarte ciudat. S-a făcut noapte deja. Așa, ia să vedem. Alea snack-uri? Da, sunt snack-uri. Ok, avem mâncare la greu. Niște rags. Flare-urile pe care nu prea le folosesc eu de obicei, dar cred că ar trebui să le folosesc mai mult de acum încolo. Și cineva mi-a zis că dacă sare aici undeva... Să vedem, poți deschide asta? Dacă sare aici undeva... Pot să iau un flare gun. Ah, uite-l. Ah, what the fuck. Acum sunt curios dacă ăsta e un bug, că flare gun-ul ăla era acolo, sau dacă chiar trebuia să fie acolo. Că e foarte ciudat. De ce ar fi exact la fundul apei acolo, la sub vapor? Foarte interesant oricum. Mulțumesc de sfat celor care mi-ați lăsat în comentarii. Bineînțeles că flare gun-ul te ajută foarte mult când vin rahații ăștia. Uite, deja se pregătesc să vină. Să dăm drumul la focuri. Să dăm drumul și la ăsta. Din câte am înțeles, flare gun-ul e infinit. Așa că n-ar trebui să mai avem probleme de acum încolo. Dar o să vedem oricum. Băieții veseli vin încoace. Ia mă, ia. Dacă tot veniți în... Ia. Triple kill! No scope! Ia uite-i! Cum frate, i-am luat pe toți cu un singur flare? What the fuck?
Oh my god. Deci arma asta e overpowered. Ok, i-am omorât pe toți și aparent am sânge pe mine acum dintr-o dată. Ăsta nu-i bug, nu, sigur nu e. Deci am sânge, a sărit sângele pe ei de acolo, a sărit pe mine până în baza mea. Ok. Hai să vă arăt noua tehnică de construit pe care m-am aflat-o și eu recent. Noua tehnică de construit constă în... Poți să pui chestii una peste alta. Și la ce mă refer? Oh, fuck. Mă refer că poți să pui o platformă de asta și peste ea poți să mai pui chestii. Acum nu știu cum o să le placez eu în baza mea. Mă gândesc, poate construiesc pe lângă bază. Ceva. Dacă aș construi... Trebuie să stau să mă gândesc. Mă gândeam să fac un pod peste baza mea. Ce părere aveți de chestia asta? Ceva de genul ăsta. Pe care? N-am pus eu bine platforma aia acolo. Oh, shit. Stă-mă de aici. Unde-i... Ia, care ești aici? Și tu? Și tu? Și tu? Mai sunteți? Mulți? Nu mai sunteți. Bun, v-am rezolvat și pe voi. Care-i faza cu platformele astea? Poți să pui chestii una peste alta. Deci, uite, de exemplu, pot să pun scara asta exact așa. Pac, am pus-o, da? Bun. Poți să mai pui una. O luăm de aici, o învârtim așa. Și o punem ceva de genul ăsta. Uite așa. Și vezi, acum poți să te urci pe aici. De exemplu, mai iau o platformă de asta. O mai placez exact lângă. Pot să mai iau încă una, o pun peste. Și am mai iau o scară și o pun peste. Și uite, am făcut un fel de pod ceva, știi? Și poți să te urci așa pe ăsta. Că vezi că ele funcționează chiar dacă nu le-am făcut încă. Și te urci așa și de aici poți să faci eventual o platformă care duce încolo sau ceva de genul ăsta, mă gândesc. Sau eventual doar un fel de watchtower ca să poți să văd de la distanță când vin mârlanii, știi? E și asta o idee, ia să vedem. Să mai facem ceva de gen... Se mai blochează una în alta, nu știu de ce. Și să te uiți așa să le deblochezi. Mai facem încă una așa. Și eventual sus o să mai facem încă o scară. Și uite cât de... Uite și tu cât de tare e. Deci... Cât de genial poate să fie faza asta. Aici e foarte tare și nu știam de ea. Chiar nu mi-am dat seama. Încă o chestie interesantă e că nu trebuie să construiești toate platformele astea. Vedeți că sunt o grămadă de platforme și bă, te gândești, bă, mi-ar trebui o grămadă de sticks sau ceva. Construiești doar scările și după aia când dai load, toate platformele astea dispar. Deci ele nu mai stau aici. Dar scările tale tot stau și tot plutesc. Acum nu știu, depinde cum vreau eu să fac. Dacă vreau să stau să le fac să plutească, să le lăsăm așa sau să fac eventual și platformele, care arată mai bine cu platformele, sincer să zic. Arată ca o construcție șmecheră. Uite și tu cât de bine arată chestia asta. Așa că hai să ne apucăm de tăiat niște copaci. Și să vedem dacă reușim să facem ce ne-am propus. O să trebuiască să fac un foc de la mare. Că zice că sunt cold, deci... Probabil că voi avea nevoie de un foc de la mare. În special că dacă vreau să mănânc ceva, îmi va fi folositor. Focurile mici nu prea fac mâncare așa de bine. Uneori mâncarea dispare în focurile mici, așa că da. Trebuie să aștept să-mi recapăt energie. Vezi cum se răstogolesc alea la vale acolo? Asta e beneficiul cu plaja. Așa. Oricum, în legătură cu alte serii, că știu că era multă lume care întreba, vor veni și alte serii pe canal,
cât de curând. Mă uit la jocuri noi, mă uit la Miscreated, mă uit la H1Z1. Totuși, mulți dintre voi nu realizați că aceste jocuri nu s-au lansat încă. Deci, în momentul în care ele se vor lansa, eu voi face serii cu ele, cu H1Z1, cu Miscreated. Să vedem, poate și alte jocuri, dar momentan aștept să apară, sincer să zic. Deci, altceva nu am ce să fac decât să aștept. Că aș vrea, sincer, aș vrea să joc și altceva. Aș vrea să încerc jocuri noi, dar astea nu s-au lansat, nu știu. Dacă aveți sugestii pentru alte jocuri, eventual, lăsați-le în comentarii și vom vedea. Cât despre Altis Life, știu că multă lume a întrebat. E destul de greu de să ne sincronizăm, cel puțin acum eu cu Pink. Din cauza că el e ocupat cu, are examene, are tot felul de chestii, eu sunt ocupat cu munca și cu tot, cu alte chestii. Și de asta ne e un pic mai greu să ne sincronizăm acum, dar când vom reuși să ne sincronizăm, să sperăm că vom reveni la un program cât de cât normal cu Altis. Că asta e faza mea cu The Forest, să zicem că am timp o oră, două acum să înregistrez, și de asta vedeți mai mult The Forest sau dacă e să fie mai multe jocuri în care joc solo. E mult mai ușor să filmezi solo pentru că nu trebuie să te bazezi pe altă lume. Când joci cu mai mulți oameni, sunt mai mulți factori de luat în considerare. Așa că de asta am vrut doar să clarific chestia asta, că am văzut că multă lume întreba și nu știa ce se întâmplă. Dar oricum, vom avea mai multe serii în curând pe canal. Pentru că chiar vreau niște jocuri noi. Vreau ceva nou. Ați văzut, Miscreated e ceva în genul, unui survival hardcore, dar îmi dă foarte mult, mi-aduce aminte de The Last of Us. Nu știu dacă ați jucat jocul ăla. E un joc pe PlayStation 3. Eu nu am PlayStation 3, dar l-am văzut la altă lume. Chiar l-am văzut întreg, deci am văzut un let's play întreg pentru el și, sincer să zic, mi-a plăcut enorm. Chiar îl recomand dacă aveți un PlayStation 3. Am zis că ajunge și pe PlayStation 4 în curând, sau dacă n-a ajuns deja. Dar oricum, e ceva în genul ăla cu environment-ul, știi, arată foarte similar cu The Last of Us, Miscreated-ul. Și de asta îmi place. Și vreau să, da, vreau să-l încerc. Cât despre H1Z1, v-am zis, ăsta e un joc care trebuia să apară în 2-4 săptămâni, după cum au zis, pe aia l-au amânat, acum chiar nu mai știe nimeni când se lansează, nici ei nu știu când se lansează. Destul de aiurea, dar nu prea ai ce să faci. Ești la mâna developerilor aici. Și sincer să zic, decât să lanseze ceva unplayable, care nu prea funcționează, mai bine să-și mai ia un pic de timp, știi, să-l mai amâne un pic și să-l lanseze ca lume. Chit că e early access și probabil vor fi bug-uri, dar măcar să nu fie probleme de conectivitate și probleme de tot felul de game breaking bugs cu care să nu poți să te joci. Așa. Vom și copacul ăsta. Am mai văzut un joc recent, se numea 7 Days to Die sau ceva de genul ăsta și am văzut că e în genul, e un fel de Minecraft combinat cu mai multe chestii, un fel de Minecraft combinat cu zombie, bine, zombie sunt mai realistici. Nu știu, v-am întrebat și pe voi pe Facebook. Cam 50% din voi ați spus că da, 50% din voi ați spus că nu vă place. Așa că chiar n-am înțeles exact, nu vreau să fac, să fac serii cu jocuri la care lumea nu se uită, știi? Și atunci ne mai gândim la ăla, da, o să vedem. Oricum, dacă aveți sugestii pentru jocuri și chestii de genul ăsta, lăsați-le în comentarii, oricum. Nu voi juca acum orice joc. În principal, canalul ăsta va fi axat pe survival. Deci dacă sunteți aici, sunteți în mare parte pentru survival. Da, oricum, lăsați orice sugestii și vom vedea. Ați văzut că mai am și eu jocuri de-astea ciudate. Am Goat Simulator, am... care mai era? Visera Cleanup Detail, dar alea sunt niște excepții, așa. Dar poate mai facem excepții și în viitor. Ok, hai să tăiem și copacul ăsta.
E bine că se face zi. Câteodată când ești pe plajă și se face zi, nu poți să vezi blue printurile alea așa bine, dar... sperăm că nu o să fie o problemă prea mare. Așa mai tăiem și pe ăsta. Cineva îmi zicea în comentarii că la fiecare copac tăiat, sau nu, la fiecare episod, pierd nu știu câți copaci sau pierd nu știu câte loguri. Și e adevărat, nu le văd pe bune și nu le observ. Ele pică pe jos și chiar nu le observ. What the fuck, am omorât... uite și un iepure. Cum să am eu norocul ăsta să găsesc coșupurile și un iepure așa random? Mai ales ziua, chiar nu se observă acești copaci. Poate voi îi observa și poate îi observ și eu când mă uit la video, știi? Dar când mă joc, de multe ori chiar nu se observă. Mai avem nevoie de sticks. Ok, hai să luăm și niște sticks. What the fuck? Ce ciudată e vremea. Se vede foarte ciudat, nu știu. Parcă... zici că e Star Wars sau ceva. Așa. Încă două loguri aici. Încă unul care se rostogolește la vale. Cred că o să fac niște FG-uri, dar acum că mi-a zis de flare gun-ul ăsta, ce-ți mai trebuie altceva, sincer? Și pe bune, e cea mai tare chestie. Așa, ia să luăm noi. Tăiem noi copacul ăsta, s-ar putea să ne dea, de fapt sigur să ne dea niște sticks. Bine că am găsit șopârlă. Uite acolo copacii, sau sunt partea cealaltă. Smol să iau imediat. Trebuie să mă gândesc înainte să termin cu blueprint-urile astea, dacă vreau să-l construiesc mai sus. Cred că vreau chestia asta. Faza e că după ce ți-ai construit asta, nu mai poți să pui chestii peste ea. Deci trebuie să te gândești din timp dacă vrei cum vrei să fie. Hai să urcăm puțin. Putem să mai urcăm? Sau poți să construiesc direct de aici, cred că. Dacă e, facem așa, mai facem așa. Încă o dată mai sus. Așa, și o scară. Da, dar nu mai pot să... sau o lăs așa, mă, că da, da, da. O lăs așa. Așa. Ia de aici. Ia de aici. Vezi cât de overpower de pistolul ăsta? Ceva mă face să cred că o să-i dea nerf într-un update. Bine, asta nu moare. Dar nici nu o să ne facă nimic, e băguit. Mi s-a părut că am pierdut pistolul pentru o secundă. Aia ar fi un dezastru. Beneficiul la pistolul ăsta e că te lasă să construiești în pace. Deci nu te deranjează canibalii ăștia. Ceea ce nu mă face e că să mă bucur.